Bibliotecari din raionul Nisporeni învață despre clasificarea și catalogarea documentelor. Activitatea face parte din cadrul unui atelier de lucru, desfășurat periodic de Biblioteca Raională. Noi organizăm sistematic, adică trimestrial, astfel de seminare pentru cadrele bibliotecare din raion. Și scopul nostru este de a iniția colegii noștri cu toate noutățile ce apar în domeniul dat. Avem drept scop de a instrui cadrele bibliotecare la prelucrarea a tuturor edițiilor cărților care se achiziționează pe parcursul unui an. Acest seminar este un seminar training unde fiecare ia cunoștință de noile schimbări în clasificarea edițiilor. Bibliotecarii susțin că sunt necesare astfel de instruiri. Foarte util, pentru că noi primim aici diferite informații care nu le putem primi din altă parte, pentru că cursurile de reciclare acum nu se petrec. Și în domeniul lucrurilor ne informăm cu toate noutățile, cu toate cele necesare. Ce semnă pentru noi de clasificarea decimală a literaturii în bibliotecă, deoarece acum noi procurăm, facem achiziții de carte din bugetul primăriei și luăm literatura noi clasificată și uneori întâlnim greutăți în clasificare și acum nu ne ajută ca să putem să fie clasificată literatura corectă în bibliotecă. Aceștia n-au ezitat să ne spună și ce au învățat. Am luat multe lucruri frumoase și interesante pentru noi cei și nu ne-a fost clar întrebăm ca să putem lucra mai bine și mai profund în lucrul nostru de bibliotecar, să putem cititorul când intră în bibliotecă, să-l putem deservi mai rapid și ca să simt binevenit la noi în bibliotecă. Învățăm a lucra în bibliotecă mai efectiv, a clasifica, azi, seminarul de astăzi, prelucrarea și clasificarea cărților. Dacă întâmpinăm în greutăți de amenajarea fondului, cum să amenajăm fondul? Scopul acestui seminar este aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice și schimbul de experiență a bibliotecarilor. Aceștia au mai făcut și activități practice, lucru în grup, teste și chestionare de evaluare.